Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea Dale Buzeanului. Îl avem în studioul Campus TV invitat pe domnul subcomisar Remus Nicula. Bună seara, domnule Nicula, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și bine v-am găsit. Așa cum bine știți, domnul Nicula face parte din poliția rutieră a municipiului Buzău și, domnule Nicula, am avut parte de tot felul de evenimente în trafic în ultima perioadă. Aș vrea să vorbim despre cel de ieri pe trecerea de pietoni de la Kaufland pe strada Fresinet, o trecere de pieton pe care dumneavoastră știți că am tot discutat-o, au venit și din partea celor din zonă foarte multe propuneri chiar, dar și reclamații din partea buzoienilor care tranzitează zona, că e o zonă de centre comerciale. Da. Spuneți-mi cum ați privit dumneavoastră acest accident și care sunt din punctul dumneavoastră de vedere cauzele lui? Da, așa este. Am avut acest weekend prelungit săptămâna trecută cu această sărbătoare foarte importantă, Sfânta Maria, și echipajele de poliție rutieră, echipajele de la ordine publică și din jandarmerie au fost prezente pe străzile din municipiul Buzău, pe drumurile județene, pe drumurile naționale și spunem noi că am trecut, ca să spun așa, cu bine față de alte perioade ale anului, pentru că nu am înregistrat accidente foarte, foarte grave, cu urmări foarte grave. Am avut, într-adevăr, evenimente rutiere în care au fost implicate multe persoane și care au fost accidentate, dar pentru că am fost și noi prezenți în stradă, sperăm că am redus numărul acestor accidente. Iar ieri, într-adevăr, în peraza municipiului Buzău s-a înregistrat un eveniment cu urmări grave. O persoană a fost rănită grav, într-adevăr, pe trecerea de pietoni de pe strada Fresinet. Aceasta se afla în traversarea regulamentară a străzii și un conducător auto nu i-a acordat prioritate de trecere. Da, am vorbit la dumneavoastră în emisiune în anul precedent, din câte mi-aduc aminte, despre această stradă. Vorbim de sistematizare. Au fost propuneri și din partea poliției rutiere și din partea cetățenilor privire la această sistematizare în zona respectivă, dar trebuie să ne gândim la faptul că în zona respectivă, pentru că pe raza municipiului Buzău, viteza de deplasare a autovehiculului este de 50 de km la oră, iar în zona trecerilor de pietoni, pentru că acolo se află două treceri de pietoni la distanță foarte mică una de cealaltă, trebuie să circulăm cu 30 de km la oră, iar atunci când un pieton se așează la trecerea de pietoni și dorește să traverseze strada, trebuie să-i acordăm prioritate atunci când se află pe trecerea de pietoni. Dar ați văzut și dumneavoastră că în practică nu prea se întâmplă așa. În cele mai multe cazuri se întâmplă să se acorde prioritate. Într-adevăr, mai sunt și cazuri când nu se acordă prioritate de trecere. Vreau să vă dau un exemplu, pentru că noi știm că și zona respectivă, ca și alte zone, sunt predispuse la asemenea evenimente rutiere și ați văzut și dumneavoastră câte sancțiuni aplicăm acestor conducători de autoturisme, de autovehicule care nu respectă această regulă. Este o regulă elementară, deci această regulă nu este respectată pentru că nu este știută, este încălcată cu bună știință, pentru că asta vreau să spun. Știm cu toții că trebuie să acordăm prioritate de trecere pietoni, știm cu toții că trebuie să reducem viteza la trecerea de pietoni, dar acești conducători auto care nu respectă această regulă pur și simplu ignoră. De aceea noi suntem acolo, am spus de fiecare dată când am făcut dumneavoastră în emisiune că sunt cele mai multe, pe raza municipiului Buzău, cele mai multe permise de conducere reținute în vederea suspendării sunt pentru această nerespectare, această neregulă încălcată. Vreau să spun că și în weekendul trecut au fost 25 de permise de conducere reținute pentru încălcarea acestei reguli de neacordare a trecerii. Nu avem atâtea sisteme de supraveghere video cât ne-ar trebui și fac o paranteză aici și vă spun că în Germania aceste sisteme fixe pe care au fost implementate cu câțiva ani în urmă și în România au început să facă victime, să spun așa, pentru că s-au trezit cetățenii nu de pe raza municipiului Buzău, dar de pe raza altor municipii, vorbesc de ea și București, chiar au fost în presa națională, media națională, au fost date aceste exemple, pentru că nu ai păstrat o distanță între vehicule, nu a fost niciun polițist în zona respectivă, doar aceste dispozitive au primit acasă proprietarul acelor autoturism, nici măcar nu au fost interesați să vadă cine a condus mașina respectivă, proprietarul, pentru că în Germania este sancționat proprietarul, atunci au fost sancționat
sancționat cu 100 de euro, 120 de euro doar pentru această abatere. De aceea sunt foarte importante că nu avem de unde să punem la fiecare trecere de pietoni sisteme de supraveghere, să zicem 24 din 24 de ore. Da, aceea... știți, întotdeauna când se fac astfel de comparații, de paralele, dumneavoastră vorbiți de Germania, aș vrea să facem comparații și între starea drumurilor din România și starea drumurilor din Germania, da, că nu e același lucru. Aveți perfectă dreptate, dar acolo întâlnim aceleași treceri de pietoni. Nici acolo nu sunt alte treceri de pietoni, să zicem, se pot amenaja treceri de pietoni 3D, se pot amenaja, ați văzut dumneavoastră, noi le-am colorat alb cu roșu ca să fie cât mai vizibile. Deci am făcut în așa fel încât să atragem atenția că în zona respectivă sunt acele presemnalizări de treceri de pietoni, acel triunghi roșu. Deci spuneți că acea trecere de pietoni, aș vrea să ne referim puțin, da, vă rog, doar la ce se întâmplă pe strada Frăsinet, e o trecere de pietoni bine amplasată. Este o trecere. De fapt, sunt două trecere acolo. Două treceri de pietoni, le avem, administratorul drumului public le-a instituit acolo. Nu am spus că sunt foarte bine semnalizate. Sunt foarte bine semnalizate. Ați văzut dumneavoastră că de aceea de multe ori pentru a diminua viteza de deplasare s-au instalat acele dispozitive de calmare a traficului acolo unde am avut evenimente rutiere. Pe Frăsinet, din câte știu, nu sunt. Pe Frăsinet nu am avut, am mai avut un eveniment rutier în dreptul bisericii Sfântul Ștefan și am demarat activitățile spre primăria municipiului Buzău să instaleze, să monteze acolo acel dispozitiv de calmare a traficului și sperăm ca și în zona respectivă acolo unde s-a întâmplat evenimentul rutier de aseară să putem să facem o asemenea amenajare rutieră. Ar fi tare bine să ne așteptăm astfel de evenimente, dar sigur, tocmai... știu că ați mai propus, vă întrerup puțin, știu că s-a tot propus din partea poliției rutiere să fie o anumită sistematizare în zona aceea și știu că locatarii chiar au făcut o scrisoare deschisă atunci, nu știu dacă spre primărie sau spre dumneavoastră, spre primărie, da, referitoare la o singură trecere de pietoni care ar trebui să fie undeva la mijloc, adică între cele două existente acum. Da, de ce nu s-a întâmplat nimic? Exact aceasta a fost, pentru că acolo sunt foarte multe păreri contradictorii, pro și contra, de fapt nu contradictorii, pentru că cei care doresc să vină de la blocuri, acolo este cea mai mare problemă, vor să traverseze partea, strada respectivă, cam în dreptul blocului respectiv. Să știți că sunt foarte multe traversări neregulamentare între cele două treceri de pietoni. Chiar dacă sunt atât de aproape exact, una de alta. Exact, între cele două treceri de pietoni am găsit pietoni pe acel scoar, că există un scoar acolo cât de câțiva metri, și am găsit pietoni care traversează neregulamentar strada în zona respectivă, chiar dacă sunt acele două treceri de pietoni. Surprinzător, asta vreau să vă spun. Chiar și venim spre dumneavoastră aici, am observat acest lucru, erau doi pietoni între cele două treceri de pietoni. De aceea, totul este să respectăm, dacă avem posibilitatea, avem două treceri de pietoni, haideți să le folosim. Chiar dacă, uitați, într-adevăr, se mai pot întâmpla asemenea evenimente rutiere. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara, Săruna. Bun, vă ascultăm. Domnul subcomisar, deci cum să vă spun, la teorie, pe dumneavoastră, polițiștii și instructorii auto nu vă întrece absolut nimeni, ceea ce mi se pare corect. Deci la teorie nu vă întrece nimeni. La practică, vă garantez, nu vorbesc de dumneavoastră în persoană, că nu, n-am avut treabă cu dumneavoastră, chiar nu am nimic cu dumneavoastră personal sau cu vreun polițist personal. Dar vă spun sincer, teoria este excelent. Deci, din punct de vedere al teoriei, perfect. La practică, sunteți praf de la un cap la coadă, cel puțin instructorii și o parte din polițiști. N-aș vrea să generalizăm acum. Păi dacă nu, aveți un exemplu concret... Nu am generalizat. Nu. Deci nu am generalizat. Când spuneți de la un cap la altul, e... Da. Deci cel care a făcut accidentul aseară, m-auziți? Da. Deci cel care a făcut accidentul aseară se încadrează în cei care au luat permisul. Știți destul de bine cum s-au luat permisele și la Buzău și în alte localități. Și e o vină și a instructorului auto. Deci eu așa consider. Nu se poate ca instructorul auto să nu-l fi văzut din școală ce caracter are și că e viteză uman, că nu dă prioritate la pietoni. Deci este imposibil asta, vă spun. Deci aia spun că teoria e mană cerească la toată lumea. Practica e praf în mare majoritatea cazurilor. Vreți să-l întrebați ceva anume pe domnul Nicula? Ce mi s-a părut un pic anormal? Cu semnalizarea rutieră. Vă rog frumos, veniți aici, de la podul Drăgăici, când faceți dreapta pe Unirii. A fost un accident acum, nu știu, dar nu vreau să spun, vreo două luni de zile. Un accident pe trecerea de pietoni. Vă rog frumos, veniți să vedeți unde este indicatorul cu trecere de pietoni. Să-l vedeți că este în punct, nici măcar nu se vede când se vine dinspre podul Drăgăici spre Unirii.
Când virăm în dreapta spre, spre gară. Am înțeles. Nu, se coboară podul Drăgăici, se vine spre semafor și la un moment dat se face dreapta prin Bretea, să iasă în Unirii, da? Da. Este o trecere de pieton la ceasul care nu merge pe Unirii, da? Da. Am înțeles, pe Bretea. Trecerea de pieton, indicatorul este în pop. Nici măcar nu se vede, se vede în foarte, foarte scurt timp. Deci n-are nicio treabă. Nu vă mai spun la XXL. Domnule, este indicator cu trecere de pietoni cu 20 de metri înainte de marcajul de trecere de pietoni. Este normal, domnul subcomisar? Avem, indicatori de presemnalizare. Nu, domnul subcomisar, vă rog frumos să verificați. Am înțeles. Deci vă rog frumos, dacă e ca dumneavoastră, îmi cer mii de scuze, dar vă garantez că nu este. Știți care este cel de presemnalizare? Nu cel albastru, cel cu triunghiul roșu. Haideți să fim serioși, deci nu. Este, știu destul de bine ce vorbesc, vă rog frumos să verificați. Sigur. Este indicatorul cu trecere de pietoni, albastru, zebra albastră, deci lăsați-o, Doamne, iertă-mă. O să verifice, domnul Nicula, dacă mai aveți alte situații de semnalat, vă rog. Altă situație, domnule, vă rog frumos cu semnalizarea rutieră. Suntem praf și pulbere la semnalizare rutieră și în oraș și pe drumurile naționale și europene. Deci drumurile ar trebui semnalizate cu din asta reflectorizată, vopsea reflectorizată, ceea ce la noi nu se întâmplă. În afară nu o să vedeți așa ceva ce vedeți la noi. Niciodată. Luați o mașină, vă rog frumos, mergeți noaptea pe drumurile noastre să vedeți ce frumos se văd semnalizările după astea, marcajele după drum. Deci haideți să nu mai vorbim de numai teorie. Haideți să facem și un pic de practică. Luați mașina și duceți-vă să vedeți ce se întâmplă pe drum. Domnul Nicula întotdeauna a mers. Vă mulțumim și noi am mers să verifice ceea ce au reclamat telespectatorii noștri și în emisiunile care au urmat ne-a și spus exact ce a descoperit. Da, nu cred că e situația dumneavoastră, dar aș vrea să mergeți să vedeți ce se întâmplă și în aceste zone. Da, bineînțeles, cu acest indicator o să-l verific, mai ales de cel de pe Bretea. Nu, chiar nu am fost atent să văd dacă există. Presemnalizarea de la zona supermarketului, asta nu înseamnă că avem acel indicator de trecere de pietoni albastru de care vorbește dânsul și mai este înaintea dânsului în intersecție, sigur, pe unul de presemnalizare cu triunghi roșu, dar o să verific și aspectele astea. Cu privire la vopseaua reflectorizantă, ați văzut că pe DN285 s-au refăcut atât marcajele cât și asfaltul și le-am explicat celor de la compania de la CNAIR să facă această vopsea reflectorizantă, nu intră în atribuțiunile noastre să stabilim acest lucru, pentru că banii sunt la ei, la compania națională. Într-adevăr, este un lucru foarte, foarte bun să avem aceste marcaje, bineînțeles, reflectorizante. Bun, și referitor la acele semne de circulație în copaci? Asta v-am spus, că în zona respectivă o să văd dacă într-adevăr este montat pe copac. E vorba de Pretea de pe Bulevardul Unirii. O să verific aspectul acesta, am înțeles unde este. Haideți să mai vorbim puțin despre ce s-a întâmplat ieri și apoi o să mai recapitulăm alte evenimente. Ce s-a întâmplat în cazul femeii accidentate? Ce mai știți despre starea dânsei? Este încă la spital. Starea a fost azi dimineață, colegii mei s-au informat. Este sub îngrijirea medicală. Sperăm să fie bine din toate punctele de vedere. Poate nu sunt alte probleme și poate în curând o să fie externată. Depinde de ce operații va suferi. De obicei, starea victimelor, noi o verificăm a doua zi și urmând ca după aceea, când ne aduce certificatul medico, depinde de îngrijirile medicale, certificatul medico-legal, să-l avem la dosar. Și spunea și domnul mai devreme că șoferul respectiv a avut viteză foarte mare. Nu știu dacă în școala de șoferi se poate observa că un om are tendința de a accelera prea mult. Da, știți bine că noi ținem foarte mult legătura cu aceste școli de șoferi. Eu am participat anul acesta, nu s-a mai organizat din partea prefecturii. Se făcea această ședință cu patronii, cu societățile care au școli de șoferi și era foarte bună, chiar de foarte multe ori le-am solicitat școlilor să vină cu o propunere atunci când cursanții sunt aproape de a termina școala, instruirea teoretică, nu cea practică. Am zis că sunt disponibil oricând, chiar și după amiaza, să merg acolo la 20-30, cât au seria societatea respectivă, să le vorbesc despre circulație, despre ce înseamnă pericol și despre ce înseamnă să circul cu autoturismul pe drumuri. Vorbim de instructori auto, de fiecare dată le-am spus că ei pun volanul în mână celor care
pentru că sunt foarte mulți care încep de la zero, nu conduc înainte, nu au băgat o cheie în contact și atunci ei sunt primii care. Și atunci își pot da seama despre unele aptitudini, pentru că aici avem două aspecte. Una teoretică, în care învață teoria, și a doua practică, unde învață îndemânarea. În afară de îndemânare, în stradă sunt persoane care, de exemplu, nu au această vedere periferică, nu au această viziune a străzii, pentru că văd efectiv doar volanul, nu văd doar ce se vede în fața lui. Noi nu avem de unde să ne dăm seama când încalcă regulile de circulație, care e motivul, dar acești instructori auto pot să-și dea seama despre aspectele acestea, pentru că le pun frână de foarte multe ori. Zici că n-ai văzut pietonul și atunci nu-ți mai dai seama care este adevărul, nu l-au văzut sau pur și simplu nu au fost concentrați la drum. De aceea, într-adevăr, un aspect foarte important și ei, instructorii, sunt cei care ne-ar putea ajuta în activitatea asta pe care o desfășurăm, pentru că să semnalizeze aspectele respective cu privire la tendințele acestor viitori conducători auto de a circula cu viteză, de a circula nu neapărat defensiv, cât prudent, să poată să evite orice pericol. Dar ei trebuie să-și ia banii și atunci trebuie să termine școala, merg la acele cursuri de teorie practic, teoretică și dau acel chestionar, trec de 22 de puncte și atunci n-au ce să facă, trebuie să treacă la instruirea practică. La instruirea practică văd că au îndemânare și ajung pentru a fi examinați. La examinare timpul respectiv, o jumătate de oră, au acordat prioritate de trecere, n-au luat de prima rată, au dat a doua, a treia, a patra, a cincea oră în decurs de un an, dai de câte ori ești programat, probabil o dată la 3 luni sau o dată la 2 luni și atunci până la urmă sunt în trafic. Pentru că după 30 de ore de conducere, de instruire practică, nu putem să spunem la toate, nu putem să generalizăm, să spunem suntem A și putem să facem față. Da, e o poveste tare lungă, exact, și cu interesul și cu instructorilor și cu ceea ce se întâmplă școlile de șoferi. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. I-aș propune domnului invitat să dau la o chestie cu permisul. Să nu se mai dea cu atâta timp. Să se dea doar pentru o valabilitate de doar 2 ani de zile. Mă uitam, eu sunt un pieton care circul foarte mult în Buzău, la vreo 20.000 de pași pe zi. Bravo, felicitări. Și vreau să vă spun că majoritatea șoferilor, că e semaforizată, că e nesemaforizată, trebuie să-i lași pe ei să treacă, că altfel riști să fie accidentat. Da. Exact, exact, ca și pietoni. Și nu se mai ține cont. Îmi pare rău că în ultimii ani la noi să ia permisul, nu știu pe ce se poate lua, pentru că din 10 șoferi, 8 nu-ți dau prioritate. 2 care vezi că într-adevăr opresc mașina, oprește roata mașinii, să-ți acorde prioritate. În rest, trebuie să te ferești de ei că intri într-un pardesiu de scânduri. Ăștia sunt oamenii. Îl las pe domnul Nicula să vă răspundă. Da, o seară. Vă mulțumesc, o seară bună. Da, poate dânsul are dreptate dacă făcând atâta drum pe jos și-a dat seama, ați văzut și dumneavoastră că sunt conducători auto care spun de pietoni că se aruncă pe trecerea de pietoni pur și simplu. Cred că ați văzut și dumneavoastră am văzut cazuri. Exact, am vorbit și la de pietoni, dar și de șoferi care nu opresc. Bineînțeles, nu opresc la trecerea de pietoni, așa este. De aceea suntem noi acolo să-i sancționăm pe aceștia, să-i trezim, ca să spun așa un pic, să-i trezim la realitate, pentru că pentru neacordare de trecere pietonilor, permisul, suspendarea dreptului de a conduce este pe 30 de zile. Poate dacă această măsură complementară s-ar înăspri, ar fi de 90 de zile fără reducerea perioadei de suspendare, pentru că acum, cum bine știți, se poate reduce perioada de suspendare, am spus și repet lucrul acesta, în România se reduce perioada de suspendare, nicio altă din Europa nu este acest lucru, poate oamenii s-ar gândi mai mult. Deci spuneți dumneavoastră că doar legile sunt foarte permisive. Nu am spus doar, am spus că este un factor care ar putea să ducă la o circulație mai responsabilă, pentru că de fapt asta trebuie să ne gândim, că sunteți responsabili. Pe evenimentul rutier la care eu am fost în weekendul acesta pe drumul județean 203G, în care s-au întâlnit două autoturisme pe un drum județean de foarte mult timp, e foarte probabil ca în zona respectivă să se întâlnească două autoturisme, s-au întâlnit în
într-o intersecție cu un drum comunal, pentru că unul dintre conducători auto desfășura activități decât acelea de a fi atent la drum, da? A pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu alt autoturism. Alte activități exact? Păi această persoană, am înțeles din ce au spus martorii, că s-a plecat după telefonul mobil. A scăpat telefonul din mână, nu? A scăpat telefonul, da, în partea dreaptă sau la picioare. Și în aceste condiții a tras de volan înspre a intrat pe contrasens. Și foarte, foarte brusc, adică celălalt conducător auto nu a mai avut posibilitatea să le evite. Da? Și au fost 8 persoane care au ajuns la spital din acest eveniment rutier. Da? Una dintre ele rănită foarte grav. De aceea vă spun că sunt reguli de circulație pe care le încălcăm sau nu ținem cont de ele, nu pentru că nu le știm, pentru că pur și simplu le ignorăm. Acesta este. Atunci când suntem la volan, trebuie să fim responsabili. Avem în mână, ca să spun așa, volanul, dar în afară de asta, viața pasagerilor din autoturismul pe care îl conducem și al celorlalți pasageri, pentru că persoana rănită grav din acest eveniment rutier a fost din autoturismul nevinovat. Da, din păcate. Sunt reguli foarte simple, foarte cunoscute de șofer, dar nerespectate, probabil și pe ideea aceea că nu se întâmplă nimic sau nu mi se întâmplă mie. Și atunci e un optimism așa nejustificat, tocmai la volan și uite ce se poate întâmpla. Da. Dar, haideți să revenim la sistematizare, că tot vreau să clarificăm această problemă. Înțeleg că pe Frăsinet nu se va schimba nimic, în afară a faptului că posibil să se amplaseze acele limitatoare de viteză. Știți bine că ori de câte ori este nevoie și ori de câte ori sunt propuneri și din partea cetățenilor, în această comisie se discută toate de siguranță rutieră care se întrunește la primăria municipiului Buzău, administratorul drumului public, se discută și aceste aspecte și probabil vom discuta și colegii mei de la poliția municipiului Buzău, de la birou rutier, vor discuta și aceste este aspect strada Frăsinet, cu toate că ea a mai fost discutată, pentru că din păcate s-a produs și acest eveniment rutier, o să reluăm discuțiile și poate găsim o soluție viabilă, dar revin la faptul că ori ce am face noi, factorul uman contează foarte mult, pentru că acea persoană, dacă apasă pedala de accelerație, indiferent ce sistematizare am găsit în zona respectivă, sare peste acele dâmburi și poate să producă oricând un eveniment rutier, dacă nu este atent la aceste indicații și la aceste reguli de circulație. Foarte multe solicitări din partea telespectatorilor, știți că au fost referitoare la amplasarea, crearea unor noi treceri de pietoni în anumite zone. Și mi-amintesc de câteva zone în care dumneavoastră a spus că n-ar fi necesare pentru că una se poate trece în micro 14, în care pentru că este un colț de intersecție, până la urmă și acele treceri de pietoni care au fost desființate la colțul intersecției, am spus și repet, în petrecerile de pietoni avem prioritate de trecere noi când circulăm pietonii. Putem să traversăm strada fără să fim sancționați de polițistul rutier la colțul străzii, da, acolo dar acolo nu avem prioritatea de trecere. Asta este diferența între trecerea de pietoni și, ați văzut, pentru că într-adevăr impune o altă regulă crearea unei treceri de pietoni, adică respectarea acestei limite de viteză de 30 de km la oră. Da? Da, tot discutăm pentru că mi-amintesc de problema aceea de care nu mai scăpam cu mașinile parcate pe trotuare și știu că s-a rezolvat până la urmă, ați găsit o soluție cu stâlpii aceia amplasați și n-au mai putut urca cu mașinile pe trotuare. Tot o coerciție, ca să spun așa, un artificiu găsit de administratorul drumului public pentru a crea o zonă de siguranță în zona respectivă. Ați văzut ca și acele vestite garduri de pe Bulevardul Unirii ca să nu mai traverseze pietonul prin zona respectivă. Pentru că amenziile nu rezolvau nimic. Așa cum se întâmplă acum cu parcările neregulamentare. Opririle neregulamentare. Mai ales pe Spirul Haret. Acolo s-a mai întâmplat ceva? Ați mai reglat situația? Cred că nu. Reglarea este din aceste indicatoare, tot prin sistematizare. În zona respectivă, dacă am institui un punct atât al poliției locale și dacă plecăm de acolo 2 ore sau la schimbarea turelor, vă dați seama ce înseamnă să dizloci un echipaj de poliție rutieră de la Poliția Națională sau de la Poliția Locală să stea permanent acolo. Asta ar înseamnă că noi păzim efectiv acele societăți comerciale. Dar dacă în zona respectivă s-ar fi pus în vedere, creezi acolo un spațiu comercial, dar crea obligatoriu să ai și loc de parcare. Da, amenajat. Din păcate nu există nicio astfel de normă care să oblige. Întreabă cineva de ce se parchează încă pe Traian Vuia.
Da, o întrebare foarte bună. Chiar avem sancțiuni date la oprirea acolo pe Traian Vuia. Spun același lucru. Sunt atâtea zone unde oprirea este interzisă și nu se respectă. Într-adevăr, acolo doamna care sună și a sunat și la noi, la dumneavoastră, în emisiune aici și am luat măsuri, dar trebuie să, cam în permanență, trebuie să fie cineva acolo care să ia măsurile acestea. Să filmeze, în primul rând, să fotografieze și pur și simplu să facă corespondență cu proprietarul autoturismului ca să ne comunice cine a parcat autoturismul acolo. Da, și mai întreabă cineva, cu autoturismele parcate în stațiile de autobuz, se ia vreo măsură? Da, același lucru am spus și repet, într-adevăr este o situație mai mult decât întrece orice limită să parchezi un autoturism în zona, pentru că acolo autoturismul în stația de autobuz, pentru că autobuzul nu mai are unde să parcheze și călătorii nu mai sunt în siguranță când coboară sau mai mult decât atât blochează o bandă de circulație. V-am spus și repet și eu acolo, toate aceste treceri, alveolele acestea sau spațiile acestea care sunt foarte, foarte largi, sunt folosite de conducători auto pentru a parca. Este o activitate pe care noi o desfășurăm în fiecare zi, această activitate de oprire interzisă, de sancționarea conducătorilor auto, care eu nu cred să existe, sunt foarte puțini cei care, să spun așa, între ghilimele, au scăpat fără să fie sancționați pentru oprire interzisă. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, doamnă, bună seara invitatului dumneavoastră. Ați vorbit ceva mai devreme de stâlpii de parcare care au fost plantați și sunt foarte eficienți. Stau pe Bălcescu și în dreptul blocului Camelia s-au implantat de ceva timp acest stâlp de parcare și într-adevăr s-au văzut efectul. Cu toate astea, mai sunt niște băieți de ăștia cu mașini frumoase care vin la cârciumă vis-a-vis, la terasa de vis-a-vis și au găsit o modalitate să suie pe trotuar în dreptul stației de autobuz. Deci acolo nu sunt puși stâlpișori ăștia și în fiecare zi una, două mașini sunt pe trotuar. Nu i-a sancționat nimeni până acum așa, asta de un an de zile de când s-au pus stâlpișori. Da, românii întotdeauna găsesc, se pare, câte o portiță. Probabil că sunt cei care au autoturisme din acelea mai înalte. Nu sunt deloc înalte, doamna, că sunt joase, că chiar mă minunez, zic, domnule, zic, probabil că mașina nu e a lor, lui făcută cadou de cineva, că nu au dat bani pe ea, ca o mașină care are numai o palmă până la podea să te urci pe dita mai bordura. Dar arată foarte bine pe trotuar dacă stai vis-a-vis la o bere. Am înțeles. Să știți că o să le spun colegilor de la poliție. Pe de altă parte, acum vreo două săptămâni, într-o sâmbătă, pe Titulescu, era un echipaj de-al dumneavoastră, erau doi domni care se dau în dreptul bisericii acelea noi, care s-a făcut aproape de bulevardul stadionului. Da. Așa, stau cu mașina pe dreapta, chiar vis-a-vis, deci în fața mașinilor, era bot în bot, era o mașină parcată pe contrasens. Da. Am oprit frumos la dumnealor și i-am întrebat, nu vă supărați, mașina asta e parcată corect? Nu e parcată corect. Zic, dar știți că mai sunt vreo 40 de mașini pe tot bulevardul. Păi ce putem să le facem noi? Nu avem cum să-i sancționăm, zic. Păi, raportați superiorilor dacă nu aveți cum să faceți. Păi toată lumea parchează așa, nu era un răspuns. Mă rog, dând și la nivelul lor, asta au știut să spună. O sugestie pentru dumneavoastră, într-adevăr, nu puteți să-i identificați. Acum vreo câțiva ani buni, era un bun obicei al poliției române care lipeam parbriz. Un afiș așa cu oprirea interzisă. Știu. Așa, care se îndepărta o leacă mai greu. L-am folosit și eu. N-ați putea să mai faceți treaba asta? Nu. De ce? Pentru că dacă acel afiș se lipește foarte... se dezlipește foarte greu, mai bine spus, după aceea riscăm alte sancțiuni pentru că acea persoană spune că i-am distrus parbrizul. Se poate în Rusia, dacă ați văzut și dumneavoastră... Da, și în România este un site care se numește Ai parcat ca un bot. Acela este pentru cei care sunt, ca să nu faceți ca ei, ca să spun așa, este foarte bun acel site pentru că sunt foarte mulți oameni care se uită pe el și își văd autoturismele parcate acolo și mai fac has, ca să spun așa, între ghilimele, unii de ceilalți. Foarte bun asta. Nu, ce vreau eu să vă spun și vreau să înțelegeți, este într-adevăr, vreau să mai dau exemplu din Rusia când o asociație a făcut acest lucru și cel care se urca la volan efectiv nu mai putea să mai, nu mai
avea ce să facă cu parbrizul respectiv, pur și simplu trebuia să meargă să-l schimbe. Atât de bine erau lipite și lipiciul acela era foarte bun, dar acolo nu poliția poate să facă acest lucru, că intervine altă minune, este distrugerea autoturismului chiar prin lipire. Și atunci intrăm în altă parte. Dar n-aș vrea să dați idei de felul ăsta. Ce vreau să vă spun este că autoturismele parcate în zona respectivă și oprite neregulamentar, am spus-o de foarte multe ori aici în emisiune, există o procedură într-adevăr mai greoaie. Răspunsul pe care vi l-au dat colegii mei nu trebuia să fi-l dea pe acela, trebuia foarte frumos să ia măsuri, să vă dea răspunsul care a trebuit. Da, trebuie să, într-adevăr, să-i facem adresă proprietarului autoturismului respectiv, să ne comunice cine a condus mașina, cine a parcat-o în zona respectivă. Dacă nu ne comunică, îl sancționăm pentru necomunicare. Aceasta este procedura. Nu putem să de multe ori să sancționăm pe loc. Asta este. Și atunci efectul nu este același, pentru că toată lumea care trece pe acolo văd acele autoturisme parcate. Dar poate în zona respectivă au fost cei de la poliția locală, au fost cei de la poliția rutieră și au fost filmate, ei sunt invitați. De exemplu, dacă se filmează în prima parte a zilei la ora 14, dacă se filmează în partea a doua a zilei, sunt invitați la ora 21 pentru a fi luate măsurile. Cei care nu vin în respectivă, atunci intervine această procedură. Deci pentru oprire, aceasta este procedura. Nu putem să călcăm că devenim, intrăm în partea cealaltă. Da, din nou ajungem la legi. Exact. Făcute da, pentru că mai bine. Deci am dat exemplu Germania. Pentru că acolo, dacă mai vreți să adăugați ceva, să nu rămâneți la telefon. O întrebare. Dacă cumva echipajele dumneavoastră de la circulație sunt monitorizate la dispecerea prin GPS și știți în permanență unde sunt? Vă răspunde imediat, vă mulțumesc. Da, avem un sistem GPS instalat, nu știu dacă autoturismele acestea noi care au venit în dotare pentru că au și ele ele vin cu... Nu putem să le punem instalații pe ele decât că sunt în garanție și probabil că orice sistem din acesta... Dar să știți că majoritatea dintre ele au un sistem și este în dispecerat unității. Că funcționează, că este accesat, asta ține doar de cei care lucrează acolo în zona respectivă. Ne oprim pentru publicitate, o să citim apoi și toate mesajele pe care le-ați trimis și vă așteptăm în continuare în direct cu întrebări. Revenim imediat!